Prin programul Comodicarpon, fermierii pot câștiga până la 75 de euro pe hectar pe an dacă fac tranziția spre o agricultură conservativă. Prin adoptarea acestor metode, se poate absorbi gazele cu efect de seră și se poate stoca carbonul în sol, astfel încât fermierul să aibă o recoltă extra la sfârșit de sezon prin vânzarea certificatelor de carbon. Agricultura conservativă este deja în discuțiile europene, iar fermierul poate beneficia încă de pe acum de vânzarea certificatelor prin programul Comodicarpon. Vă aștept pe data de 17 februarie la Academia Ectra.